Săptămâna e de șapte zile, dar la creațiune nu s-a specificat aranjarea ei în calendar. Nu știm de unde au scos unii ideea că cei ce țin șabatul lunar respectă săptămâna de opt sau nouă zile. Asta e o minciună. Și Yahoo pedepsește minciuna. Adică noi trebuie să credem că săptămâna creației a existat fără ca soarele să funcționeze patru zile, să credem că poate exista pământul cu verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei după soiul lor din ziua a treia când soarele nu funcționa. Adică asta o luăm literar chiar dacă pentru noi nu are logică. Să fie clar, eu cred că așa a fost, că Iahua poate face asta, dar că Iahua ne-a lăsat un calendar pentru toate sărbătorile lui. Nu mai are logică și este greu de înțeles. Și numesc unii această doctrină confuză care este șabatul lunar. De ce este confuză? Că unii nu înțeleg că șabatul săptămânal, ca și sărbătorile mari anuale, are date fixe în lună? Noi nu vrem să vedem adevărul că ziua lunii noi are legătură cu săptămâna și este a treia categorie de zile. În Ezechiel 46 cu 1 se arată clar, nu pot exista trei zile simultan de natur diferite, ori e zi de lună nouă, ori de șabat săptămânal, ori zi de lucru. Dacă înțelegi acest lucru, vei vedea că săptămâna descrisă în scriptură are șapte zile. Dacă poarta de răsărit la templu era deschisă, nu putea fi și șabat săptămânal și ziua lunii noi. Dacă cer unor oameni să creadă ceva ilogic, că trei zile pot exista fără soare, atunci se cerea să se crede și ceva logic, că există luna lunară formată din trei unități de măsură a timpului. La creațiune se descrie doar unități de măsură ce alcătuiesc săptămâna. 6 zile de lucru, o unitate de măsură, un fel de zile, urmate de ziua a șaptea, altfel de ziua. În zilele de lucru poți lucra ce dorești, dar în ziua a șaptea este altfel de zi. E interzis orice fel de lucru de muncă obișnuită, Trebuie să încetezi lucru și să intri în comuniune cu Creatorul, să faci ceea ce dorește El, să comunici mai strâns cu El în acea zi. Ezechiel 46,1 Așa vorbește Iahua. Poarta curții dinăuntru, dinspre răsărit, va rămâne închisă în cele șase zile de lucru, dar se va deschide în ziua șabatului și va fi deschisă și în ziua lunii noi. Domnitorul va intra pe drumul care dă întindă porții de afară și va sta lângă ușiorii porții. Apoi preoții vor aduce arderea lui de tot și jerfele lui de mulțumire. El se va închina pe pragul porții, apoi va ieși iarăși afară și poarta nu se va închide până seara. Poporul țării se va închina și el înaintea lui Yahua la intrarea acestei porți în zilele de șabat și la lunile noi. Ce se întâmplă dacă luna nouă cade într-o marți pe calendarul omului? Este poarta deschisă sau închisă? Nu există niciun răspuns corect. Soluția este că luna nouă nu cade niciodată pe o zi de lucru, pentru că nu este o zi de lucru. Este a treia categorie de zile. Poarta este închinsă pe toate cele șase zile de lucru. Acest pasaj din Ezechiel este singurul din scriptură care menționează toate cele trei tipuri de zile în același pasaj, dar următoarele pasaje implică foarte clar că zilele de muncă sunt separate de zilele lunii noi și de șabat. În contextul pasajului următor, a fost timpul unei zile de lucru când soțul femeii Sunamite a întrebat de ce să plece la profet. Pentru ce vrei să te duci la el azi? Nu este nici lună nouă, nici șabat. 2 regi, 4 cu 23 Viitoarele zile de lucru vor fi de asemenea observate separat de zilele de închinare. Și se va întâmpla că de la o lună nouă la alta, și de la un șabat la altul, va veni orice făptură să se închine înaintea mea, zice Ahua. Isaia 66 cu 23. Zilele de cul nu sunt zile de lucru. Amos 8 cu 5. Voi care ziceți. Când va trece luna nouă ca să vindem grâul și șabatul ca să deschidem grânarele, să micșorem efa și să mărim ciclul și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm?